Barza este singura pasăre de talie mare din ornitofauna țării care s-a apropiat de om și își construiește cuibul în vecinătatea noastră. Barza locuiește pe 3 continente. Area de răspândire a berzei albe cuprinde Europa, Africa de Nord, partea vestică a Asiei și o parte a Orientului Mijlociu. Multe credințe populare se leagă de această pasăre. Aduce primăvara, aduce noroc casei unde își face cuibul și oferește de foc și fulger. Poate prevesti belșugul, norocul, starea sănătății. Tot din bătrânii se spune că, din momentul în care pleacă berzele, începe toamna. O colonie impresionantă de berze a putut fi admirată joi dimineață pe dalurile de la ieșirea din municipiul Suceava spre Pătrăuți. La un moment dat, înainte de decolarea în lunga călătorie către zonele de iernare, care se întind de la obârșia Nilului până în sudul Africii, grațioasele naripate au avut și o scurtă întâlnire cu un pui de căprioară. Berzele albe pleacă la finalul verii din emisfera nordică pentru că au nevoie de căldură. Unele dintre ele se opresc în jurul ecuatorului, iar cele care rezistă migrației epuizante revin în fiecare primăvară în zona cu climat temperat, unde găsesc o mare diversitate de hrană atât de necesar în perioada clocitului.